Manifestările au debutat la ora 9 și 15 minute în sala Prolisuma Consiliului Județean cu un simpozion privind însemnătatea zilei de 24 ianuarie, susținut de profesorul Ioan Ciocean, Dănuț Pop de la Arhivele Naționale și Marin Pop de la Muzeul Județean de Istorie și Artă. Alături de istorici, la eveniment au participat și viceprimarul municipiului Zalău Daniela Coța, prefectul Filonaș Chiș Ionel Ciunt, administratorul public al județului, elev, profesor, dar și director de instituții. De la ora 10, manifestările s-au mutat pe platoul de marmură din fața instituției prefectului, unde a avut loc un concert susținut de fanfara Promenada, urmat de salutul dat de garda de onoare oficialităților locale și județene. Manifestările au continuat mai apoi cu un ceremonial religios oficiat de preotul de la Unitatea Militară din Zalău. Tot cu această ocazie, prefectul județului Sălaj le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea Marii Uniri. Vreau să vă salut cu multă prietenie, să vă mulțumesc că suntem împreună astăzi la această manifestare de suflet pe care cu toții o simțim cu toții și pe care am marcat-o și în cadrul simpozionului pe care l-am organizat la Sala Prolisum a Consiliului Județean și care pentru noi, pentru toți, a fost un moment emoționant, o adevărată lecție de istorie. Pentru că e prima manifestare din acest an, este un prilej potrivit pentru mine să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în anul 2012, să vă transmit gândurile mele bune de succes, de sănătate, de împliniri în toate planurile în acest an. Mesajul unirii este actual, mult prea actual ca să nu-l luăm în seamă, să spun așa, și în 2013, când avem de făcut foarte multe lucruri. Evenimentul a continuat mai apoi cu Hora Unirii, la care și-a dat mâna cu micu mare, moment urmat de defilarea gărzii de onoare. Seria manifestărilor dedicate Zilei Unirii s-a încheiat cu un spectacol festiv ce a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Organizatorii evenimentului au fost Primăria Zalău, Consiliul Județean, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Direcția Județeană Arhivelor, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Inspectoratul Școlar, precum și structurile județene ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.